Breaking news, doamnelor și domnilor, scandal incredibil în Parlamentul României. Cristiana Anghel, cunoscută opiniei publice ca senatoarea grevistă, s-a certat astăzi chiar cu colegii de alianță. Principalul ei adversar a fost copreședintele USR, Crin Antonescu. Domnul Antonescu, exasperat, a amenințat chiar că o scoate din Senat. Vom afla detalii despre acest dialog uluitor pe care Cristiana Anghel l-a avut cu liderii USL, chiar de la doamna senator care ni se va alătura în curând. Permiteți-mi deocamdată să vă prezint invitații din platou, doamna Ana Bircea, deputat PSD. Bună ziua. Domnul Vlad Nistor, deputat PNL. Bună. Domnul Gheorghe Ialomițanu, deputat PDL. Bună ziua. Ni se va alătura, după cum a spus, doamna Cristiana Anghel. L-așteptăm și pe Valvul cu director de cenunț. Doamna Bircea. Nu, eu nu vreau să comentez. Pentru mine, un asemenea comportament într-o cameră din Parlamentul României nu este un exemplu bun. Eu știu că dreptul la replică se acordă atunci când îți este pronunțat numele, pentru că, cinstit vorbind, dacă este să se acorde dreptul la replică de fiecare dată când cineva se simte vizat de nu știu ce, înseamnă că noi o să stăm blocați într-o discuție doar pe un proiect de lege zile întregi și nopți întregi. Deci există un regulament de funcționare, acel regulament de funcționare trebuie respectat de orice parlamentar și eu cred că cu toții, mai ales că suntem, astăzi a fost prima ședință a Parlamentului, da, a Senatului, a Camerei Deputaților, și eu cred că fiecare dintre noi, individual, dar și colectiv, avem obligația să arătăm că în Parlamentul României sunt oameni care se apleacă pe discuția de fond asupra unor legi importante care sunt în această toamnă în Parlamentul României, și dacă cineva dorește să vorbească foarte mult, sigur, are și acest drept. Dar hai să vorbim și pe substanță, și cred că e obligația noastră să dăm un exemplu că acest Parlament se comportă într-un anumit fel, trebuie respectată. Deci cu dreptul la replică și astăzi la noi în cameră un coleg de la PDL tot cerea dreptul la replică, în condițiile în care se spune foarte clar că nu poate să ți se acorde dreptul la replică decât atunci când ți s-a pronunțat numele. Este simplu. Doamna, a spus în doamna Senat, Angel, deci eu nu am vorbit cu dumneavoastră și mi-a rostit numele. Deci și mi-a spus mie ce mi-a spus, da? Mai devreme domnia sa spunea că majoritatea colegilor din Senat fiind bărbați sunt și misogini. Eu întâmplător, o secundă, că vreau să spun. Misogini. A spus că suferă Senatul de misogini, majoritatea. Întâmplător, dați-mi voie să duc o idee. Și sigur că acolo a fost trimis să se mărească și alocația pentru copii. Puțin. Spun și de alocația pentru copii, pentru că am eu un proiect inițiat în acest sens. Dar apropo de asta, doamna Anghel, dumneavoastră nu a semnat proiectul inițiat de mine privind egalitatea de șanse, deci o lege extrem de importantă, dar vă garantez că jumătate, cel puțin, dintre colegii senatori au semnat acest proiect de lege inițiat de mine, aflat acum în dezbatere la Senat. Deci, când este vorba de vorbe și de fapte, se face distinție. Și e adevărat, chiar dacă sunt mulți colegi parlamentari de sex masculin în Senat, să știți că pe mine personal, de fiecare dată când am solicitat sprijin pentru o lege și dovadă că au semnat acest proiect inițiat de mine privind egalitatea de șanse, mi-au acordat sprijin. Deci, ați răspuns care sunt proiectele, ați fost trimisă de popor, ca să ce? Ca să ce? Ce planul de anvergură aveți așa pe care vreți să le faceți? Dar n-am înțeles. Fie și împotriva. Doamna Anghel, trebuie să acceptați domnul Vâlcu. Nu, să vă întrebat un alegător. Dar nu-mi place tonul pe care mă întreabă. Și pot să spun că nu-mi place tonul. Vâlcu folosește un alt Încă o dată. Care sunt planurile de anvergură? Deci proiectele de lege cu care ați plecat în Parlament. Le veți vedea. Le veți vedea. Nu, ceea ce adică întreabă domnul Vâlcu, deci ceea ce întreabă domnul Vâlcu este o întrebare normală pe care eu cred că fiecare parlamentar are obligația să dea un raport asupra activității legislative și ce a făcut pe fiecare sesiune. Eu, de exemplu, la sfârșitul sesiunii parlamentare trecute, m-am dus în fața vasluienilor din colegiul meu și le-am prezentat raportul de activitate. Câte întrebări am avut, câte interpelări, câte proiecte de lege am inițiat și am avut colegi care au coinițiat. Mă mândresc că am un proiect de lege care deja a trecut de Camera Deputaților, adoptat în câteva luni de zile, etică. Deci, doamna Anghel, cred că avem cu toții obligația ca atunci, indiferent cine ne întreabă, dacă avem într-adevăr o activitate parlamentară serioasă și nu numai vorbe, ci fapte, trebuie să răspundem. Acum, vă rog și eu ascult întrebarea dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă
simțiți deci, doamna Ruse, dacă mai mă întrerupe, eu nu am venit să discut cu doamna Angel. Ce s-a întâmplat astăzi? Doamnă, sunteți colege de alianță. Iertați-mă, deci ceea ce s-a întâmplat astăzi, nu cred că toată emisiunea trebuie să fie un drept la replică la drept la replică. Mi-am permis să spun că în calitate de parlamentar... Și habar n-aveți despre ce vorbiți. Doamna Angel, eu am spus că eu mi-am prezentat... Să-mi explic telespectatorilor, că poate nu înțeleg la ce se uită. Doamna Cristiana Angel, Partidul Conservator, dumneavoastră Partidul Social Democrat. O fi cameră și senat, dar sunt colegi, iertați-mă, stați puțin. Eu am răspuns domnului Vâlcu la întrebarea care nu mi-a fost mie adresată, ci a fost adresată unui alt parlamentar, senator. Deci eu consider că indiferent cine te întreabă, aici de față domnul Vâlcu, dar trebuia să fie obligația ta să mergi ca parlamentar în fața alegătorilor și să-ți dai raportul de activitate. Și v-am spus ce am făcut eu. Dacă doamna Angel se simte vizată, este strict problema domniei sale, dar eu aș vrea să încercăm să discutăm și alte subiecte, că tot vorbea domnul coleg de la PDL, iarăși încercând tot timpul să spună că noi nu facem nimic. Uitați că atunci când s-a introdus acea micșorare a TVA-ului la pâine și produsele de panificație, tot PDL-ul pe toate televiziunile, în toată mass media, că nu o să se scadă prețul la pâine. Crin Antonescu, președintele Senatului, vorbește despre faptul că România s-ar putea afla în prima linie în cazul unei intervenții în Siria. O avem alături de noi pe colega mea, Aniela Nine. Aniela, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Ei bine, Crin Antonescu a avut întâlnirea astăzi cu ministrul de externe al Israelului, în cadrul căreia s-a discutat și despre situația din Siria. La finalul acestei întâlniri spunea Crin Antonescu că, vă citez, l-a asigurat pe ministrul de externe al Israelului că momentul în care partenerii noștri strategii și ceilalți aliați vor conveni o măsură de intervenție care să fie cât mai fermă și mai rapidă în Siria, evident, atunci România va fi în prima linie a unei susțineri parlamentare a unei asemenea formule. Această declarație, așa cum a fost și declarația premierului de vineri, arată că România este un partener serios și responsabil în cadrul alianței NATO și în cadrul alianțelor pe care noi le avem cu partenerii noștri. Vreau să vă aduc aminte că același tip de reacție responsabilă a fost și după bombardamentul, după atacul din 11 septembrie. Când la fel primul ministru de la acea vreme a spus și președintele României au spus atunci că vor susține, condamnă aceste atacuri și vor susține, România va susține orice efort pentru că nu este în regulă ce se întâmplă în Siria. Eu cred că și colegul de la PDL n-are cum să nu condamne folosirea unor arme chimice. Spunând că România este în prima linie. Nu, în prima linie parlamentară, domnul Ialomițeanu. Vă rog să mă spuneți, vă rog, vă rog, domnul. Păi dacă nu puteți să spuneți așa ceva. Crin Antonescu nu e nici măcar membru CSAT. Nu poate să angajeze România la nivel... Nu este în CSAT. Este președintele Senatului și are dreptul să spună că din punct de vedere parlamentar România este în prima linie. Prin urmare, nu înțeleg de ce totuși trebuie să ne băgăm în niște chestii care nu sunt ale noastre. Este Siria, e acolo... Dar dacă așa se hotărăște la nivel de Parlament, bineînțeles că o să mă supun. Doamna Rusă, dați-mi voie o scurtă replică, totuși, pentru că noi avem niște responsabilități ca și pe politica externă. Sperăm să ne invite cineva. Domnul Ialomițeanu, dar vă rog, aveți totuși decență și ascultați. Deci eu cred că în momentul în care sunt folosite arme chimice și sunt copii și suflete nevinovate care sunt gazați și mor, eu cred că fiecare dintre noi, individual, dar și colectiv,
avem obligația să condamnăm. Și da, România este într-o alianță în care sigur se va discuta, pentru că nu este luată încă o decizie. Vedeți dumneavoastră că și ONU a spus că se așteaptă raportul inspectorilor. Deci mai este puțin cale lungă până când o să se bombardeze, dacă se va bombarda. Dar eu cred că noi avem obligația ca și țară, unul, să arătăm că suntem parteneri pe care orice partener de alianță se poate baza, că suntem serioși și nu mergem așa cu fofurliga, iar doi la mână, că într-adevăr asemenea atrocități trebuie să condamnate. Și România nu poate interveni decât sau nu, decât cu acordul parlamentului. Așa cum și Statele Unite, la fel. Sunt niște reguli. La nivel de NATO, la nivel de ONU. Se iau niște decizii, numai puțin. Se iau niște decizii. Iau niște decizii, aliații noștri. Și o să ne trimită care este rolul nostru. Dar nu să vină Crina Antonescu, al doilea om din stat, să spună că suntem în prima linie. Deja a direcționat că suntem în prima linie. Nu, vom avea o dezbatere în Parlament. Nu, nu mai poziția președintelui Băsescu a fost corectă. A zis să fim prude, nu politică. Aici e vorba, de ce se întâmplă în Siria. Pe mine mă surprinde ce spune domnul Ialomițeanu, pentru că minimalizează, așa cum cei de la PDL au fost obișnuiți, să minimalizeze rolul Parlamentului. În Parlament, în Parlament este normal să avem o dezbatere serioasă și pe acest angajament pe care România poate să-și-l ia sau nu poate să-și-l ia. Nici în Statele Unite Obama nu o să declanșeze război dacă nu o să se pronunțe... Nu înțeleg ce avem noi cu Siria. Pentru că au murit copiii, doamnă, pentru că suntem parteneri într-o alianță. Pentru că asta înseamnă să respecti obligațiile internaționale. Dacă în Parlament se va decide ca România să participe, este mod obligatoriu. Dar este important să avem această dezbatere în Parlament, domnul Ialomițean. Fără să ne aflăm domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați participat la emisiune.